Bună ziua! Bună seara, scuzați! Deci, da, pot să spun bună ziua, că mâine pun. A, mâine pun. Da. Da, oricum mâine o să fie gata. Prăjitura care o să o fac este o prăjitură care normal se face de Paște, dar noi o facem și acum, e bine și așa, dacă o facem. E a patra zi de Paște astăzi. Da, da. Duminică, luni, marți, miercuri, joi, a cincea. Și o să facem o tortă, o prăjitură din lichior de cocos. Cocos. Normal se face cu lichior de ouă, da. Dar noi având lichior de cocos și nu-l folosim, facem cu cocos. Da, mai bine așa, facem cu lichior de cocos, dacă tot îl avem acolo și... Ok, da, acum... Noi facem tortul ăsta cu ocazia... Zilei de naștere a lui Carmen. Împlinește 25 de ani. Împlinește 55 de ani și... Ai spus că ți-a împlinește. E frumos. Acum. Și am zis că vreau să-i fac o surpriză. Nu i-am spus ce surprize-i fac. I-am zis... stai liniștit că îți fac o surpriză, îți fac așa, dar ea nu știe ce fac eu acum și vreau să-i fac o surpriză, vreau să fac o tortă faină, chiar o să-i placă. Deci, să sperăm că o să-i placă. Eu zic că da, o să-i placă torta asta pentru că eu știu că e chiar faină. Ok, acum, prima dată dăm drumul la cuptor la 160 de grade. Uma. Da, așa scrie acolo. Ok. Fără ventilație sau cu? Acolo scrie Heißluft. Heißluft, ok. Deci cu ventilație trebuie, la 160 de grade. Bun. Acum, separăm ouăle, bineînțeles. Eu o să pun 5 ouă. Așa. Unde e ăla care ți-l da mami care se separă ouăle? Eu am și uitat de el, sincer. Poate tu te descurci mai bine ca mami cu el. Este o distensiune asta, dar cum să o pun? Eu sparg ouă, dar cum? Na, vezi? Așa? Ia stai să vedem cum reușesc. Ia mami, uite mai. Uite, am reușit. Vezi? Da, vezi? Gata. Da, uitați, vezi că acum se scurge ouă. Vedeți? Da. Ce fain. Deci, ustensila asta, de unde ai luat-o? De la doamna aia, de la Obor, care aduce din Germania lucruri faine, da. Știi? Deci, nu știu dacă este aici, eu n-am văzut până acum din astea, s-ar putea că este, că eu nu am. Vezi că se sparge ouă, Angie, nu mai fă. Nu se sparge. Dacă spun. Nu. Nu fac așa, că se sparge. Se sparge. Ar trebui să iau o linguriță. Nu se sparge. Se sparge. Mami, o pățit. O pățit cu el? Da, da. Da, se și spart acolo. Ai văzut? Deci totuși cel mai bine să faci... manual. Manual. Tai. Pune aici. Asta o să eu dau la Natalia. Așa se pară. Un bărbat așa se pară. Da, uite că ai pus o coajă. Uite ce face! Bă, l-am prins. Da, deci de data asta l-ai scăpat. Da, s-o spart, fii atent. Deci nu-i bună. Punem pauză, că trebuie să curăț. Ok. Și acum, asta îl punem deoparte, aici până ce preparăm gălbenușurile. Punem, vezi că dai drumul la... Da, deja sunt găsit. Deci 4 linguri, 1, 2, 3,
4 linguri de apă, așa călduță. Să fie. Bun. Punem un zahăr vanilat. Așa. Și jumate din zahărul ăsta. Aici e zahăr cristal. 100 de grame. 100 de grame, dar punem jumate. 50. Bine, el o să vină tot. Ce mai o vine furtuna. Așa, deci o... Lămâie bio. Citronul, bine să zic. Lămâie bio. Da, că citim acolo pe Germania. Da. Așa, și punem... Raden. Coasa. 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 Așa. Coaja de lămâie. Coaja de lămâie. Puh, ce tare miroase! Da, puh, dacă faci zici așa, înseamnă că nu miroase ceva fain. Ce fain. Deci are un parfum tare. Mami, unde-i pește? Acolo-i. Peștele? O mers la Nani. L-ai pierdut? Peștele tău albastru? Unde-i peștele? Aici. S-a scuns. Nu, e aici. Ok, încet, încet. Dar fără blitz. Fără blitz. Că îl vorbești pe pește. Nu, lasă că îi cumpără chela. Auzi prești. Ce? Blitzul. Blitzul. Hai, fă cu mixerul. Vrei să faci cu mixerul? Stai. Nu mai vrea. Ca să se meargă la bunicu. Da. Și are acum rețeta. Trebuie să mixăm. Ok. Deci aici am mixat. Pun un pic de sare aici. În ou. În ou. Așa. Albuș. Și mixăm și aici până se face spuma. Zahărul vanilat, un pic. Un pic și restul de zahăr. Așa. Și acum mixăm din nou. Până se topește zahărul. Aici am bătut spuma. Albușul și acum punem... Aici am amidon de porumb. Amidon de porumb, stai cât am pus acolo, 50 de grame și aici am 70 de grame de făină. Și acum pun și cu un vârf de cuțit de praf de copt. O linguriță. Aia m-am gândit și eu că să pun o linguriță. Așa. Și le amestecăm pe toate împreună. Diametru 26, am spus bine, nu? Da, 26 la formă, așa. Și acum, în care să cerem, în asta sau în asta? În asta. Dar oricum vin amestecate amândouă, știi? Nu. În ou, prima dată. Păi nu scrie acolo, în rețetă. Aici. Așa. O să zic că lumea că n-ai făcut bine. Ba, știu că am făcut bine, pentru că dacă pun eu aici, uitați, ea poasă și se poate face cocoloș. Știi tu? Mm-hmm. Nu știu. Așa. Și acum amestec un pic. Așa. Și pun și conținutul de... Ou cu zahăr. Ou cu zahăr. Că se face bine, vezi? Am uitat pe rețetă și am întrebat. Nu, e bine și așa. E bine și așa, mă. Deci după ce am amestecat toate împreună, că oricum vin toate împreună amestecate. Da, numai în ou, dacă pune ai, puteai să amesteci bine. Albușul,
bătut zăpadă, e ca să fie pufos aluatul. Așa, și punem și 50 de grame de unt topit aici. Așa. Și un pic de unt topit. Trebuie să nu fie prea fierbinte. O să-l pun aici un pic să se răcească. L-am topit acum. Așa. Și o să-l pun aici și atunci conținutul îl pun în formă și la cuptor. Așa. Deci acum nu mai așa. Deci e cu totul și cu totul altceva ceea ce am făcut acum față de aluaturile de pandișpan care se fac de obicei. N-are cucoloșul. Nu. Vezi? Bine. Trebuie să pun așa încet conținutul ăsta de la... Și acum amestec. Unt. Puteți să puneți și ulei. Dacă nu aveți unt, puteți să puneți ulei. Așa. Da, e cremos. Da. Ok. Suficient. Și acum îl punem în tavă imediat. Arată bine. Spui. Chiar că arată bine. Deci, ăsta o să crească în G, fiindcă e pufos, ai pus și praf de copt și e cu ventilație. Și când e cu ventilație, o să crească mai repede. O să crească, da. Deci 30 de minute trebuie să stea la cuptor. Așa scrie acolo. Ok, hai să-l punem. La câte grade ai spus? La 160 cu ventilație. 160 cu ventilație, 30 de și minute. Și cuptorul trebuie să fie încins. Deci, încins, s-o pus pe foc. Deci, în 30 de minute, la și un sfert, să zicem. Pe curând. Gata. Deci, a stat 30 de minute. Aproape 35, dar uitați ce fain a ieșit. Super! S-a desprins de margină, vedeți? Chiar s-a desprins și trebuie lăsat să se răcească neapărat. Deci chiar îmi place cum a ieșit blatul moale. Uite, dar ce moale, așa fain. A ieșit. Mamă! Așa-i? Super! Și ăsta trebuie tăiat în două. Da. Acum lăsăm să se răcească pentru că trebuie... Vezi că arde iubită, ai grijă. Să nu pe mâna aici, că arde. Să trebuiască să dau jos inelul. Trebuie să văd dacă reușesc acum, dacă nu, lasă să răcească și atunci. Da, uite că pot. Vezi? Poate. Ce fain e și super. O să-l scot afară să se răcească, să-l pun undeva, știi? Să răcească mai repede și eu o să pregătesc crema într-o tip. Da, făcută crema. Mami, arăci. Zahăr pute, mami. Și va trebui să steie... până mâine. Da. Las, până mâine, nu? Păi da, normal. Ok. Ce vrei să proporționez acum? Oh, era... Mâine. Că și așa pun mâine video-ul ăsta. Da.
Nu bine. Scot afară și atunci începem să facem crema. Ok. Așa. Ce facem, Angie? Facem crema. Ai pus 60 de grame de zahăr? Da. Gelatina. Zahăr, pudră cu aromă de vanilie. Da. Deci ne trebuie 6 bucăți de gelatină, dar să nu le puneți așa pe bucăți. Să le puneți că e riscul să se lipească între ele și atunci nu se mai moaie. Așa. Punem aici și le lăsăm să se moaie. Așa, bun. Acum, astea 4 ouă. Ce facem cu astea 4 ouă? Le separ. Eu vreau să apă. Ce nu e ceapă? Nu ceapă. Eu vreau să pun în apă. Să pun apă. Stai. Gata. Apă. Dai că le separ, Natalia. Trebuie separate, mama. Este? Nu știu dacă știi. Așa. O să se curgă la alb, așa. Mai o dată. Punem înapoi. Așa. Așa. Mai okay. O dată? E bine. E bine, e bine. Super! Uite că o știu. Vezi că o căzut jos. Mai cum? Nu, hai să văd. Vezi că iară trebuie să o separ. Așa. Așa, bravo! No, pune-l aici, gata. Bravo! Mai ai unul. O, mai ai cu așa. Nu-i bai. Lasă că ai, mami. Mai tare. Așa. Nu poți să cred că nu ai reușit, așa-i? Da! Du-te, Angel! Stai, lasă pe mami, lasă pe mami, că-l spart. Să-l iau eu. Să spart, așa-i? Da. Da, să spart. Atunci luăm altul, că să spart. Nu, Angel, ia-l cu lingura de acolo. Așa. Ok. Da. Ok. Bun, gata. Nu mai. Gata, 4 ouă. Așa. Eu aș pune 5 ouă, dar așa scrie acolo. Știi să iasă un pic mai... Păi pune 5 ouă, că ai pus și la... No. Mai pun? Mai pune unul numai încet, ok? La pandișpanul, să zic. Nu, lasă că îl iau eu. Îl tot iau eu. Așa. Ok. Bun. Gata. Vă duceți pe alte pămâni. Uite și spaiete pe o minuță, că uite ce mai trebuie luat de acolo, mai este un pic de ou. Nu, e bai, că cu asta nu mai am eu treabă. Ah. Înțelegi, eu numai cu uite, ăsta am treabă. Du-te spaiete pe mâini. Fata mea se joacă. Mă pune aici cojile de ou. Stai că are treabă, pe pielița aia. 3, 3, 4. Așa, acum punem zahărul vanilat, pudră. Și batem spumă. Ce chic. Da, filmează. Ce face fata mea? E bun? Vezi că picură pe jos. E bun? Să vedem aici gelatina. Deci s-a bătut spumă. Ei a bătut spumă. Daci cu Natalia. Aici văd că s-a muiat gelatina. Foarte bine. Și aici am 150 de ml de lichior pina colada.
Și punem 4 linguri aici. L-am călăsit. Deci ăsta e fain că s-o folosește acum. S-a defectat plita noastră și cum îi dau un pic drumul. Uitați, vedeți? Ea direct pornește. Ea direct și pornește. S-oprește. Da. Dar e bine acum până... Da, să facem. Da, îi dai prea tare. Să vedem, stai pornită dacă îi dăm... Ei! S-a revenit? Dar nu, uite, nu-și mai dă el singur. Nu-și mai dă drumul. Și-a revenit? Cred. Oare? S-a venit! S-a venit! S-a venit în minte. S-a venit? Oare? Nu știu. Uite-te! Și-a revenit. Și-a revenit, mă. O să dăm drumul sus. Da, mă, uite. Da, ăsta merge, uite. Da. Și-a revenit. S-a revenit. O fi fost ceva. Tilimangheș. A avut un moment de depresie. S-a revenit, hei. S-a revenit. Câteva zile m-am mers. Ai spălat-o? Bravo. O spălat-o. Mami. Deci acum dacă le stingi, știi? Bonita mea o să le scot mare. Da? Uite, Angie, acum să încălzește. Uite, acum o închis. Bun, merge, și-a revenit. Și-a revenit. Interesant. Ce-o fi avut? Încă nu-i cum trebuie. Încă mai... Ai văzut mai că dacă, să... dacă îi dai drumul, pornește direct. Mami, ce-a tine-i cata? Hai să vedem dacă le oprim complet. Mami, ce-a tine-i cata? Ok. Păi, nu, las că e ok acum. Uite, am pus pe 5... O dat mai încet, după aia o dat mai tare, știi? Atunci acum îi dădeai drumul cum pe maxim. Pe maxim, o mers, da. Nu mai încetinea. Nu mai cu ei. Am zis, cred că e bine. Și eu zic că e bine. Hai să vedem. Da, merge. Hai să văd. Mi-s curioasă dacă își mai dă drumul. Nu își mai dă drumul. Uite că nu își mai dă drumul. Nu își mai dă, că s-ar fi înroșit. Și s-a închis în gură. S-a avut eroare. Să nu mai le dai la toate 4 dată drumul, că atunci... Nu, mai, că atunci... Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, da. Iubor. Pune polul, că trebuie să se topească. Mai este? Nu, mai pune. Uite că se topește. Uite că mai este. Pune tot. E 6 foi de gelatină. Da. Uite, se topește. S-a dat fie ceva. Da. Deci mai este la fel, nu mai este. Nu, nu mai este. A, ok. Uite, s-a dat fie ceva. S-a dobit? Dar de ce s-a copit? Așa trebuie. Așa trebuie, mama. Așa. Bun. Și acum punem restul de lichior. Adică îl pun aici. Punem restul de lichior aici. Amestecăm și punem aici un galbenușul de ou și amestecăm. Poți să arunc apa? Da, iubita mea, poți să arunci. Așa. Și acum amestecăm cu mixerul. Un pic. Acum trebuie să... Batem frișca. Dă-l de aici, te rog. Eu pun de toate? Nu, nu stai. Deci trebuie 600. Asta, da, tot. Asta tot trebuie. Și trebuie 100. Da, da, ălalt nu. Ălalt nu tot. Aici e 5. 5? Încă nu-i 5. Încă nu-i 5. Dar stai că poate nu-i la lichid. Da, e la lichid. Mel. Gram. Da. Și aici e la lichid. Lichid. 5. Da, e 500. Ui, ui, ui. Aproape, aici la cuțit.
Eu folosesc, îmi place foarte mult să folosesc frișca asta de la Lidl. Eu pun de toate. Nu tot. Naturală. Uite, stai, stai așa. Uite-te, Natalia, tu pune până aici așa, ok? Te uiți aici. Gata. Super! Okay. Ai reușit! Ai văzut? De să nu dai pe jos cu ea. Natalia, mai cântă-ne un pic. Fără lapte! Ca și laptele, e frișcă, naturale. Vanilie naturală, deci chiar ne trebuie vanilie naturală, două linguri și le pun pe amândouă. Adică o lingură, eu pun, eu pun. Ok, stai puțin. Una e o lingură, că e de 10 grame, știi? Și una e o lingură, două linguri, ar veni astea două. Asta mine. Stai să ți le... Dar pune acum? Nu... Acum trebuie pune. Nu o bați prima dată. Păi nu. Acum împreună. Stai, Natalia, tu că ești. Deci. O să fac așa. Nu te la Natalia. Pune-le pe amândouă, așa. Stai că ce gust. Ce gust, e dulce. Și vanilie naturală. Așa. Gustă bună. E foarte bună, e mai bună decât zahăr vanilat. Să știți. Într-adevăr, un pic mai scumpuță, dar... Ceva de calitate. De calitate și natural, să știți. Acum? Am și baton. Dar dacă l-am avut pe ăsta, am zis că-l pun pe ăsta. Acum tapem. Da, batem. Acum batem imediat. Bun. Stai. Și acum bați imediat. Dar la treaptă mică, pe 1 prima dată n-am avut. Ok. Acum te au. Prima dată pe 1. Tu ne drept. Prima dată pe 1. Batem încet. Așa. Numai așa pot să mă duc la non-stop să cânt o altă frișcă. Nu, până acum lasă-mă pe mine. Să vă strică. Nu a fost frică, mă doare mâna. A, te doare mâna. La tati a fost frică, că dai cu ea pe jos. Mama e. Ok, deci s-a bătut frișca, vedeți? Și acum 400 de grame trebuie să adaug acolo. Nu? Da, da. Natalia o șters furcile de la mixer. E curățat. Bravo, iubita. Deci trebuie să separăm. Să punem 400 de grame de frișcă în cremă. În cremă și restul de 200. Vezi să nu-i dai drumul, că e în priză, iubita. Ai grijă. Trage de în priză afară. Okay. Nu așa? Nu, dar nu ajunge, ah. E problema. Știi? Nu. Stai. Nu stai. Nu, eu bun. Pune mâna aici. Am tuturor bun. Poate să te. Stai că am pus mai mult. Așa, acum mai încă. Exact. Așa. Și punem aici. Și trebuie să amestecăm. Să văd? Mă, cucurigule. Hai să vedem. Deci trebuie... Eu pun. Stai, Natalia. Te chidai pe jos. Deci aici e lichiorul cu ouăle și cu
frigi. Ca... Da, trebuie dă-i să și ei, că se necăjește. Hai, da. Ia cântarul de aici, să mai avem și mâine cântar. Da. Fă așa, încet, nu repede, încet. Mă duc să aduc blatul. Aveți grijă ce faceți cu crema? Da. Amândoi. Ok. Te ajută și tati? Nu. Așa, blatul s-a răcit. S-a răcit? Da. Aha, e preia ce face Natalia. Stai să văd! Să miros! Vrea să miros. Dar du-te miroasă. Miroasă bine? Ha? Da. Numărul 1? Lasă peștele să doarme. Lasă să facă nani. E târziu și pentru el. Da. Nu trebuie cutelul. Cred că mai bine cutelul. Și faci așa încet. Altă treabă. Că se sparg bulgărașii. De la frișcă. Da. Până cred că o să trebuiască să pun inelul ăla, știi? Că o să curgă pe lângă crema, știi? Că uite, e cam lichidă. Mm-hmm. Dar e pus gelatina. Am pus gelatină, dar până stă în frigider, da, jumate de oră, știi? Avem de la Eva, știi? Angie, folia aia. Păi aia nu lasă să curgă, știi? Ce fain să face. Nu trebuie așa încet cu răbdare. Ok, deci, uitați, aceasta este cremă, vedeți? Cremă cu lichior de cocos, frișcă și ouă. Da. Cum am spus, rețeta originală ar fi fost cu lichior de ouă. Și cred că s-ar fi potrivit mai bine. Dar noi, cum am avut asta de cocos, am zis că o folosim, că așa nu avem ce să facem cu ea. Da. Ok. Vă arătăm cum tăiem blatul. Uitați ce fain a ieșit. Pandișpanul. Avem cremă. Cake ring. Un inel pentru tortul. Acum lasă punem. Da, iubita mea. Exact. Da. Poftim. Așa. Deci. Dacă vreți și dumneavoastră, căutați așa pe internet și găsiți. Așa am făcut și noi. Adică eu. Al doilea aici, trebuie să strângi un pic mai mult. Mm-hmm. Văd că e cam lăbărțat. Mm-mm. Nu se mai poate strânge. Ok. Deci la al doilea trebuie aici. Așa. Știi? Nu, cred, acolo mai jos. Trebuie
Da. Vezi că nu merge drept. Așa îi la mijloc, dar nu, nu în trei trebuie să-l tai. Nu. A, numai în două? Numai în două. A, atunci ok. Știi? Acum știu. Cu talia, dă-te la o parte. E cu cuțit mare. Da. Acum răm? Răm, mami? Sau nu răm? Ce să luăm? Ăla. Încă nu, ai grijă. O să fai așa. Nu, merge. Trebuie să-l scoatem. Asta vezi, Mama, ce bună e. Și eu e bun. E foarte bun. Deci am făcut bine cât s-a mai fost, așa e? Da. Acum scoatem? Încă nu. Ok. Cred că e gata. Nu e gata? Da. Da. Hai. Nu. Deci mai am. Gata, am terminat. Nu poți să mănânci. Nu poți să mănânci. Poate ce? Mâine. Mâine? Când vine Carmen. Dar am și mâncărea. Nu poți, mamă. Îmi dă, îți dă mami, ok? Hai, dă-te la o parte, te rog. Wow, ce perfect a ieșit. O să pun invers așa. Așa. Deci super a ieșit. Nu vine să cred. Perfect. Da. Ce frumos miroasă. Foarte frumos. La taie năcășită. Că nu poate să mănânce și am zis că nu se poate. Dar ai gustat, iubit, așa e? Nu stai că-ți dă tati. Dă-i puțin. M-am dus să caut inelor. Dă-i, vedea o prăculiță. E bun? E somnoroasă, iubita mea. Acum punem crema. Eu? E, nu știu dacă te lasă, mami, vedem. Ok. Dar eu aș pune așa cum am zis cu ăla. Cu ce? Cu folia aia de la... Eu nu știu care, eu n-am folosit-o. E o folie care se pune așa de roata, știi? Și să stie crema și să nu se scurgă. Da, și așa nu se scurge. Care se deslipește repede, știi? De, nu lasă să se lipească pe margine crema. E folie așa ridicată în sus. Las că e bine, care ocupație cu Pepi. Așa. Deci jumate din cremă am pus aici. Și acum punem blatul. Așa. Ok, și acum punem cealaltă. Așa. Așa, este un tort super. Bineînțeles. O să vă placă și vouă, o să vedeți. Blatul a îngustat un pic din el și are un gust atât de fain de lămâie. Da. Nivelez și îl pun la frigider.
puțin ca să se întărească și atunci deasupra o să pun frișcă și atunci când s-a întărit complet, atunci trebuie pe margină și deasupra trebuie. Deci îl punem la frigider, 30 de minute, o oră. 30 de minute, așa scrie acolo. Da, și după aia punem frișca deasupra, ce-o rămas, și atunci trebuie să steie 2 ore, dar îl lăsăm până mâine dimineață. Pe curent. Pe curent. Ok. A stat jumate de oră, s-a închegat, acum facem gelatina deasupra. Trebuie gelatina deasupra? Da, da. Așa, deci... Natalia, întrebă 3 foi de gelatină, le punem în apă rece să se moaie, așa, și aici, sper că nu se, uite-mă că nu se mai, gata, ok, și punem tot 4 linguri, opa, să se încălzească, punem și gelatine, wow, da. Iar 4 linguri aici. Iară! De lichior de cocos. Cocos. Și aici am pus 150 de mililitri. Cred că am pus mai mult. Așa. Și punem la fiert gelatina. L-am încălzit. L-am încălzit, mama. Tu vă spune. Mă, că s-o încălzit aici, știi? Și face așa. Așa. Oare să mișcă? Să mișcă un pic. Trebuie să se moaie bine gelatina. 5 minute. Lasă-o că acolo. Așa, deci 3 foi am pus la 150 de ml de lichior de cocos și ananas. De cocos și ananas. Pina colada. 3 foie. Așa, uite că deja... Se vede cum s-a activat. Nu încep. Așa, uite că se moaie. Las-o să se moaie, mama. Și vreau să se moaie, așa. Și când s-a încălzit acolo, imediat. Las-o încălzit. Mai este mult? Un minut. Este mult? Aici. Și după aia, după ce s-a încălzit, punem gelatina acolo să se dizolve. După aia punem restul de lichior, amestecăm și turnăm aici peste. Și lăsăm până mâine dimineață sau dacă ați făcut prăjitura de dimineață, lăsați 3 ore la frigider. Până ce vine încălzită, în ceea sau... Ce dacă aveți invitați, nu înțeles. Înainte cu 4 ore puteți să faceți 4-5 ore, cam așa. Așa, deci... Ceea din e gata? E gata. Este tot. Da. Punem. Da, punem. Mai punem. Așa. A pus un pic de apă. Nu mai este, nu? Nu. Ok, și acum trebuie să se dizolve. Uite că se dizolvă. Așa, închidem. Mai ai? Mai ai? În cauza apei. Mai ai, mami? Da. Deci punem... Punem mai? Nu mai tu... punem mai. Mai? Așa, dizolvăm bine aici. Nu trebuie să răcească pizza. Să o combin cu cealaltă. Cu cealaltă, combin una. Stai un pic, o pun aici, o torn apa. Știi, și o pun aici să se mai răcească, că trebuie să fie rece un pic. O să se răcească. Așa. Natalia, nu mai... Că am prea încălzit-o, dar se răcește acum. Așa.
și punem restul de lichior aici. O să-l pun. După aceea se mai răcește. Așa. Și acum punem peste și lăsăm peste noapte. Natalia, te rog, închide pentru că trebuie să pun... Așa. Deci punem așa încet. Peste. Mâine, pe când vine Carmen, numai o decorez, știi? Cu un pic de frișcă, frișca ce a fost, frișca rămasă, o decorez. Asta ți-o făcut Natalia. Da, am făcut Natalia, ce să fac? Asta e, nu am ce să fac, nu e nicio problemă, asta e. Nu avem ce face. Dar o să iasă bun. Că iau o nivelat acolo. Da, iau o nivelat. Nu vezi dacă poți să nivelezi acum, Angie. Sau... Ah. N-am cum. N-am cum să fac. Ok. Acum o punem la frigider până mâine dimineață și... Mâine facem finalul. Da, mâine facem finalul. Mâine numai pe lângă o să mai pun un pic de frișcă, frișca rămasă. Și atunci deasupra o să pun fulgi de cocos, știi? Și gata. Ok. Pe mâine. Da? Wow! Ai zis tu? Poate să mânc? Nu. Nu, că mânc. O să mânci tort. Am mâncat. O să mânci tort. Am mâncat carne. Nu, bine, mâncă Kinder Pingui, dar nu mai mânci tort. Ok. Au! Au! E ok? Au. Da, ce? Foarte ok. Și acum trebuie să scriu, știi? Pe, eu nu știu sigur câți ani are Carmen. Deci numai numărul mai încape acolo, știi? Eu n-am... Dar e sigură? Asta zic. Da, nu știu. Ok. Făcut o poză. Carmen nu vrea să ne spună... Câți ani am împlinit? Ăsta să scrie doar la mulți ani. I-am spus dacă o primi 35 și nu vrea să-mi zică. Eu știu că 55. Eu vreau să văd. O, merg cu la pincă, da. Nu știi cum să scrie? Nu, dar să mă încadrez aici, știi? Păi aici în sus de tot scrie L-A, e prea jos așa. Așa? Natalia se bagă în tine. Natalia, te rog, lasă-mă că întreb aici. Nu mai te băga, mami, că greșește. Lasă-mă. Ia, să scrii de tipar. Și nu punem 8. Nu punem 8, că nu împlinește 8 ani. Șmechere. Nu, aici facem video cu tortul, facem aici un final și restul mergem la bucătărie, nu? Da. Și filmăm acolo mai departe. Filmăm acolo mai departe. Asta e să mă gândesc. Să pun așa? Tu știi. Așa.
Și uite, aici era, pot să pun aici. Ba, e cum așa. Să se mai vadă mult că... Da. Ingredientele o să le scriu la descriere puțin mai târziu. Dacă nu știți să deschideți descrierea, apăsați doar pe titlu și atunci o să vi se deschide descrierea. Unde pun? Unde pun, mama? Imediat, că nici mami nu știe. Nu știu, mama, încă. E bine așa. Ok, facem imediat finalul. Da. Și aceasta a fost realizarea mea. Uitați ce frumos a ieșit. Vezi, trebuie să pun blitz. Blitz, da. Nu a ieșit chiar așa cum am vrut eu, dar e foarte bine. Deci chiar a ieșit super. Așa ceva. Urmează să-i facem poză, da. Și da. Să mergem în bucătărie cu el la Carmen. Și mergem cu el acum. Da. Dar e altă filmare, poți să tăiem acolo. Dacă vor acum, dacă nu mai târziu, să întrebăm, știi? Știi? Să întrebăm și atunci... Dar ar putea, că e ora 1, să poate mânca un fel de tort. Da. Nu mai eu n-am mâncat încă nimic, că n-am avut timp. Vă lăsăm. Vă lăsăm. La revedere. Pace, Doamne, la revedere. Noi ne-am unit și un strop de bucurie ți-am oferit. De ziua ta noi îți dorim, Domnul Iisus să-ți fie sprijin. Iubirea Tatălui preasfânt să te însoțească pe acest pământ. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că ni te-a dat ca și un dar al său. Viața să ne înveselești mereu, să fii o binecuvântare în jurul tău. Și cu recunoștință ne-nchinăm înaintea Domnului și îl rugăm să ia viața ta în mâna Lui și să o conducă până în veșnicii. În viață să-L slujești pe El. De ziua ta noi îți dorim sănătate, de ziua ta să ai belșug în toate. De ziua ta ți-am oferit un cântec drag ca semn de prețuire. Înțelegi de plin, te prețuim și te iubim.
știut să dovedim și s-a întâmplat să-ți mai greșim. Ne iartă și să crezi de plin, te prețuim și te iubim. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că ni te-a dat ca și un dar al său. Viața să ne înveselești mereu, să fii o binecuvântare în jurul tău. Și cu recunoștință ne închinăm înaintea Domnului și îl rugăm să ia viața ta în mâna Lui și să o conducă până în veșnicii. Dumnezeu și să dorești în viață să-L slujești pe El. De ziua ta noi îți dorim sănătate, de ziua ta să ai belșug în toate. De ziua ta ți-am oferit un cântec drag ca semn de prețuire